prin dispoziția numărul 248 din 21-4-2007 prin la ședința ordinară Consiliului Local Comunal. Fiind prezentă unanimitate consilierii, vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință. Cine face propuneri? Domnul Ghebuș, eu am propune pe... Bolin Ioan. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Bolin, vă rog să fac contează de orice ședinței. Sunteți de acord cu ordinea de zile? La ordinea de zile. Întrebați dacă au consultat ordinea de zile la ședința anterioară. Procesul verbal nu este. Procesul verbal nu este. Ordinea de zile. Prezentăm la ședința următoare. Da, prezintă ordinea de zile. Aș avea o rugăminte. Oamenii sunt nemulțumiți. Încercați să vă încadrați în timpul ăsta. Prezentați oamenilor și... datoria dumneavoastră, atributul dumneavoastră. Oamenii, eu văd. După fețele lor, o parte sunt nemulțumiți. Și pe bună dreptate. Încercați, domnule, totdeauna la ședință. Dar doar nu vrem să răsturnăm nimic, domn primar. Dar să venim în cunoștință de cauză. Dar am spus din prima ședință. Dar eu am zis altceva. Nu, dar ați... mai întăriți și dumneavoastră acest aspect. Venim. Adică încercați să aveți destul timpul, Dumnezeu, să faceți lucrul ăsta. Se pot disca anumite animozități degeaba exact. Din acest... Se poate strecura greșeli în cuvântul unui om. Se poate repara la prin omul citește și spune, nu am zis așa, am zis altfel. Adică se pot face modificări. Păi, putem avea niște atitudini de poziție care nu sunt conforme și ne pare rău după aceea, prin prisma faptului că n-am studiat materialul. Și după aceea cineva crede că avem ceva cu... Nu, 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 dar nu este atribut o dată. Da, dar a spus că ne sprijini. Da, că, asta fac. Nu să le fac. Sprijin prin... Da, prin impulsionare. Prin impulsionare, da. Aveți semnat? Urmează. Da, urmează, ca să nu da. Bine, acum vreau să încerc scuze în numele domnului secretar și sper că de la ședința următoare să aibă oameni să aibă la dispoziție procesul de luat a ședințelor pe Consiliul Local. Fie ordinare, fie extraordinare. Și ordinea de zi în timp util. Și la ordinea de zi? Absolut. Și păi, asta invocarea, păi, hai că mă face cu mai târziu. Eu la asta mă refeream, nu la procesul verbal, mă refeream la înștiințarea ședințelor. Păi, dar eu ieri m-am trezit, zic, bă, 29, 30, duminică, mai avem ședință și dau și eu telefoane la colegi. Am zis, dar nu, eu nu vreau să mă complic eu, dar mă complic eu, mă implic eu, dar domnul secretar a zis că face de la lucru. A spus că îl sprijină colegele de la birou, de la... Să-mi dați un număr de telefon, că l-am notat greșit. Și v-am trimis... Dar nu e de telefon, e vorba... Dar v-am trimis materialele, v-am trimis. Dar domnul secretar, eu nu vă învinuim, ies. De fapt, e consulat, hai treceți la treabă, gata, că așa stăm o lungim până mâine. Avem treabă... Primul punct de pe ordinea zi, proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii străzilor din Comuna Cotofănești. Inițiatorul Mariu Viorel, primarul comunei. Al doilea punct, proiect de hotărâre privind aprobarea din organigramei statului al aparatului de specialitate al primarului Comunei Cotofănești, județul Bacău, inițiator Viorel Olariu. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimonial Asociația de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, inițiator Viorel Olariu. Primul punct... Nu se puneți la vot, vorbim. Dar sunt și alte probleme. Puneți la vot ordinea de zi și dacă nu... Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Nicio acțiune, nu? Deci, domnul președinte, doamna vrea să spună ceva sau după ce discutăm? La divers, cam răbdare. A, la divers? Da. Când ajungeți la sfârșit, să grăbești după lume, da. Nu ne grăbim, nu, cuvinte. Nu nimic, eu nu mă grăbesc. Nici m-am grăbit 8 ani, 9 ani și nu vreau să mă mai grăbesc. Nu știu la ce mă referiți, 8-9 ani, da?
Știți, domnul Bulin, vă rog să vă spuneți la și conduceți ca lumea. Da. A s-a pus la vot? Da. S-a pus bun. Atunci treci la primul punct. Primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea de ministrul rezervelor din Comuna Coțofănești. Da. În primul rând, să vă spun, Hristos a înviat, pentru că suntem adevărirea Domnului. Și să vă doresc dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, cetățenilor Comunei Coțofănești, să le doresc multă sănătate, fericire, liniște sufletească și să aibă parte mai mare bucurie în anul pe care îl parcurgem. Cu aceste fiind zise, o să mulțumesc și prese, o să mulțumesc și celor care au dorit să participe la acea ședință în afară de din Consilie. O să trecem la primul punct din ordinea de zi. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirea străzilor din Comuna Coțofănești, județul Bacău. Domnilor consilieri, una din atribuțiile Consiliului Local Comunal este aceea de atribuire de denumire a obiectivelor de interes local, inclusiv cea de atribuire de denumirea străzilor de cadrul comunei. Mă scuzați dacă mai fac bâlbe, nu e scrisul meu și o să vă spun. Având în vedere că, în prezent, străzile din Comuna nu posedă denumiri prin proiectul de hotărâre, de față am propus atribuirea denumirii după specificul local. Având în vedere cele mai sus arătate, supun de bază de voie dumneavoastră proiectul de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat în ședința ordinară a Consiliului Comunal Local, astăzi, 28 aprilie 2017. Acum o să dau, o să citesc și referatul. Și după aia proiectul de hotărâre. Referat privind procedura de acordare de denumirea străzilor din comună. În conformitate cu prevederile articolului 36 alinia 5 litera D din legea numărul 215/2009 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale au inițiativă să și hotărăsc cu privire la atribuirea denumirii de străzi, piețe și obiective nou create în comuna respectivă. În vederea pregătirii în bune condiții a delimitării teritoriului comunei noastre, se impune imperios acordarea denumirea străzilor din comuna noastră. Ca urmare, având în vedere prevederile ordonanței Guvernului numărul 863/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumire de străzi aprobate cu modificările și completările ulterioare prin legea numărul 48/2003 și prin care se prevede ca pentru denumirea străzilor trebuie respectate anumite criterii, cum ar fi conservarea vechilor denumiri ale uliților, dacă există. Denumirea trebuie să ajute la identificarea rapidă a străzii, în special de PTTR-ul. Și de cei care trimit, de PTTR-ul, cu cei care trimit noi asta străzile să le trimite, o să le trimitem și către instanțele judecătorii și atunci când puteți citați, Doamne ferește, undeva să știu să vă citeze. Străzile care duc spre păduri, lungi, dealuri, câmp, vor primi denumirea de cale, iar micile uliți vor primi numele de alee. Propunem Consiliul Local consultarea și aprobarea în ședință ordinară a proiectului întocmit pentru fiecare sat, component al comunii noastre. Menționând că aleile nu pot depăși un kilometru, străzile au o lungime de maxim 2 km, pe când căile pot fi lungite până la ținta sugerată de denumire. Adică, cum ar fi Borșan, de la DNU și până la Brigada Sindică. Un exemplu, la Borșan. Menționăm că alei, așa, alăturat, propunem, anexăm propunerea noastră pentru fiecare sat. Eu acum nu o să vă citesc în totalitate, este lung. Eu vă numai cu propunerile, deci atenție, vin cu propunerile și dumneavoastră va trebui să mă ajutați pe mine, pentru că va trebui să ținem cont de acele denumiri care au existat, de nume de personalități ale comunei, pentru că, dacă vă aduceți aminte, noi am mai aprobat odată un consiliu anterior denumirea de străzi. Și cei de la Bacău, de la Ministerul Culturii, de la Bacău, au spus că nu prea ne-am orientat noi bine la denumirea de străzi, acum nu știu cât cunosc dumneavoastră istoricul comunei și cât cunosc aia. Probabil că îl cunosc și acum venim cu alte soluții și o să vedem. Și m-am gândit următorul lucru. Le-am făcut pe sate. Hai să vedem, le-am văzut că nu m-am dus exact cu Coțofănești. Da, așa este. Nu mă scuzați, mă duc să aduc Coțofăneștiul.
în Bârca, Bușani și Ștrămoșoare și Boștea de jos, dar n-am... Nu am exact cu Ciocănești, e pe altă pagină. Am ținut mult, deci le aveam pregătit de exerabiță. A fost și cu comunia și cu treaba asta și... Așa. Și eu m-am gândit la următorul lucru. De la dispensarul din DN11A și până la Artan Adrian, până la Punte, să se numească strada Gheorghe Safta Dumitrescu după numele Căminului Cultural. Dacă aveți alte propuneri. Corect. Bun. Mai avem iar un om care a făcut multe pentru Comuna Coțofănești și am să numesc strada Vasile Vasiloiu, parcă așa se numea, da? Sper să nu greșesc. Da. Și începe de la Nea Gică Matei până la Cristi Gaiu. Partea cealaltă. Da, da, da. Da, pe la... Pe acolo așa stat, nu? Da. Vasiloiu n-a stat acolo prima. La... Da, la Vasiloiu. N-am văzut la... Da, cum? Că, câteva chestii. Acolo a stat. Acolo a stat. Strada Blocului, da. Pentru că aici vreau investul de numele. Din DN11A până la Veronica Lumanea și până la... La Neagică Matei. Până la Veronica Lumanea. Până la Veronica Lumanea. Și strada cealaltă, dacă este da. Pe Tuzghe Bun. Așa da, și până la Tundule. Așa era. La nu, nu știu. Până la... Da, în sfârșit. Și până la... Nu, și până la Titeală Andrei. Până la Vasiliu, cu siguranță. Așa este. Aia avem strada Plumbului. Nu, păi intră. Nu. Nu a zis că e Dumitrescu. A zis că e Dumitrescu până la Artan. Am uitat, nu? Atunci ce? Până la Mane. Până la Mane. Am uitat un tă aici. Atât, Mane. A, și Traian Croitorul, că e mică. Ca să se, până se intersectează în cealaltă, nu? Da, intră. Să nu rămână descoperită. Pe o aleea, nu știu, ce ți-au spus ei. Dacă o să ne mai solicită ceva. Strada Plumbului, așa am numit-o, că e pârgul acolo. E partea aia, de la voi cu Florin, Bohor până în Bohor, până în Pârâu și până la Mare. Da, domnule, dar e pus stămprun. Se duce spre Prundului. Pe strada Prundului. Acum am permis să spun o glumă, o chestie adevărată, la care e Haslie. Corneliu Vadim Tudor, știți că fiind pamfletar, el i-a tot tăvălit pe toți. Și l-a tăvălit și pe gâdea, l-a făcut bețiv, l-a făcut pe gâdea. Era pastor. Și l-a invitat odată pe Vadim Tudor la antena, de mai multe ori. Dar după chestiunea asta, făcându-l bețiv, în gazeta lui, avea o gazetă, Tricolor. Tricolor, și România Mare. Și ăla chemează, domnul Vadim, dacă tot v-am chemat și nu aveam, vreau să tot pomeniți pe-n preză și mă tăvăriți, că aș fi bețin, domnul, că pierd nopți, că nu știu ce. Și Vadim a făcut cu mâinile, cam așa cum era specificul lui, Dumnezeu la el. Și a zis, mai știi ceva? Nu ești bețin, dar ai putea deveni. De v-a plăcut chestia, ai și tu murire, aia. Nu, dar ai putea deveni. Mă, știi ce la... Nu ești bețin, dar ai putea deveni. Da. Acum, deci cu la Coțofănești, cred că n-aveți alte... Obiecție. Așa. Și am uitat strada principală, principală, s-a pus o numește, care e șoseaua, începând de la Fechet, de la Fechet și până la Nuța Matei, ultimul, și cu Vădan. La tine acolo, acolo e principală, nu? Poftim? La tine acolo e principală. Principală. Așa e și trecut. Deci, așa, aici aveți, bun, aici e partea asta de șosea în partea asta, în partea cealaltă. Am trecut... Strada Profesor Cruceanu. Domnule, Cruceanu a avut legătură cu Cruceanu. Da, 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 unde e? La Orenț. Am trecut așa, pe la DN11A până la Duță, la dumneavoastră, zona dumneavoastră. Da. Nu, eu, părerea mea e să... acolo și de ce? Din punct de vedere istoric. Da, spuneți. Strada asta
a avut un rol deosebit în războiul de interzire națională. Foarte bine. De asta vă întreb. Pentru că pe strada asta se circula până la spitalul de răniți de în stânga Crotoșului. În 1917, Alexandru Averescu a construit un pod de lemn care trecea peste Trotuș și ajungea la spital. Spitalul era centrul spitalelor Regina Maria din zona Onești-Arzut. În 1917, în fiecare localitate a fost construit câte un asemenea spital de campanie. Din barăci de lemn. La Coțofănești, spitalul ăsta avea 10 barăci a câte 100 de paturi. Era, deci, cu o capacitate de 1000 de paturi și a fost în același timp spitalul în care se trimiteau răniții cei mai grav de la Mărești și Oituz. Aici se făceau și operații complicate de către medicii francezi de Rorie și Jean Crisoveloni. Pe lângă aceasta, lângă spital, a fost construit tot de prin grija medicului francez Jean Crisoveloni și al lui Artur Voitoianu, o casă de lemn cu mai multe camere. Cu denumire de casă. Care, în denumirea populară, se numea palat. Era așa, palatul regine. Și ăsta, localnici se spuneau până după război, drumul palatului. Acolo stătea Regina Maria când venea să îngrijească de răniți de la Coțofănești. În această casă, în 1917, s-au întâlnit de multe ori Carol I, viitorul regent, cu Regina Maria, cu regele Ferdinand, Artur Voitoianu și Alexandru Averescu. Spun asta pentru că la Coțofănești era cartierul general al armatei a doua, la Gheorghe Dumitrescu. Aici. Există și o poză în 1 decembrie 1917, pe care eu am, care are în centru comandanții statului major, Artur Voitoianu și Alexandru Averescu, care era șeful armatei a doua. La spital, am zis, se ajungea pe acest pod de lemn și pentru că Regina Maria s-a implicat foarte mult în această problemă, ar zice, ori să parte numele, ori Regina Maria, ori șoseaua spitalului, ori, dacă vezi, șoseaua întregii naționale, eu știu cum. Ne-a spus o istorie frumoasă pe care... Sau... Alea Regine. Sau drumul palatului. N-are doi kilometri, dar fă și tu, noi o să vedem după aia. Ne-a spus o poveste, adică o istorie a comunei frumoase pe care eu în mare parte o știam. Câteva chestiuni le știam cu acei medici francezi. Știam de Carol al II-lea, știam de Regina Maria, că venea să vadă de bun la adică trecea cu regele Ferdinand. Acum, eu știu, nu credeți că eu am avut în atenție chestia cu Regina Maria, nu a scăpat. Și dumneavoastră aveți perfectă dreptate. A zis că numele ăsta se dă la Regina Maria, eu o pusesem la Boștea de Jos, la fiind numai 10-12, ca și exact așa a început, strada Regina Maria, că e singura, la acolo singură străduță. Dar o să schimbăm, să spunem strada Palatului pe acea de acolo, să trecem strada Reginei Maria pe asta de aici. Da, și fac modificarea chiar acum. Da, am o propunere. Fiind spre ieșire din localitate, spune că, în lege spune că au denumirea de căie. Calea Reginei Maria. Păi nu, cale și alei, ați văzut eu. Noi după aia rectificăm noi. Ați văzut Calea Mici. După aia facem noi. Cale? Asta trebuie să o facem noi. Acum noi spun străzi la oameni, frate, cale. Hai treaba, ai atributul meu și al dumneavoastră. Referitor la chestia asta, eu am scris niște articole care urmează să fie publicate în Bacău Eroic, tot dedicate au centenarului luptelor de la Mărești, Mărășești, Oituz și cum Coțofăneștiul se află în centrul acestei zone. Aici era cartierul general al armatei.
și o să vă aducă să duceți ședința. Eu mă interesez foarte mult, am mai spus-o și... Știți că v-am mai cerut niște date, am venit Da. Și eu am destul de date. Nu reușesc să intru în posesia monografiei complete. Aproape complete. N-a terminat. N-a terminat. E vorba de Vasile Oglan. Vasile Oglan. Eu am fost... Atât cât este... Da, vă povestesc. Eu am fost la el acasă. Am vorbit cu doamna și... El nu mai... El era încă în viață. Și am promis că îl ajut numai pentru redactare și publicare. Zic, numele meu să nu apară absolut deloc, dar vreau să vă ajut ca să publicați această monografie. El a fost la reticent, doamna, pentru că era în ultima perioadă a vieții și foarte bolnav. Și a zis că lasă-o să vedem, dar a mai trecut un an și a murit în aceea și lucrarea a mai terminată. El are un volum de documente fabulos despre Comuna Coțovănești, însă n-au fost puse cap la cap toate ca să poată fi publicată lucrarea. Bănuiesc că ar fi una dintre cele mai complete monografii a localităților. Absolut, are denumirile primului învățător. Am avut multe discuții cu dumneavoastră. Da, Dumnezeu să ierte ție. Are și foarte multe poze de învățători și primari, toți instituții publice, primele biserici, primele învățător a fost Nicolae Grigoriu, care Iar că a dat o idee pentru stradă, dacă să mai gândim mai la care a arătat că în anul în care s-a înființat școala, în 1881, avea 64 de elevi, din care 51 au promovat examenul de absolvire. Iar Coțovănești, uitați, în 1916, avea 883 de locuitori, din care 236 cap de familie, și un document pe care l-am găsit la arhivele statului Focșani spune că au fost rechiziționate la acei locuitori, deci foarte puțin, 28 de cai, 3 căruțe, 2 perechi de hamuri și alte care au fost date armate. Da, e important. Este important. Istoria trebuie... un popor care își uită istoria înseamnă că nu are indemnitate. Cred că ar trebui să gândim că o denumire de aici... Da, dar strada Profesor Buceanu, poți să o puneți? Să spune alte străzi din comună, care poate să fie chiar din Coțovănești sau din Borșani. Pentru că dumnealui a fost profesor aici și doamna a fost profesoară la Borșani. M-am și gândit la o... Da, hai să locuim prondule, că nu e o denumire atât. Vezi, nu mai fi prun, ați văzut că acolo spune, dacă duce spre anumite obiecte, eu am explicat. Da. Eu m-am gândit în altă parte, să spunem. Așa, rămâne strada de la școală din DN11 până la domnul, până la Duță, până la cale ferată, inclusiv casele peste cele trei case. Da, peste cale ferată. Așa, peste cale ferată și cele două case de jos. Dar că drumul înainte trecea peste calea ferată, era așa, era bariera acolo. Și mergea direct la podul de lemn care traversa Trotușul. Se va numi strada sau calea Reginei Maria. Mergând dincolo s-ar putea să fie stradă. Dar nu, e cale, cu siguranță. Da, da, asta o stabilim noi. Ar fi mai lung, sigur. Da. Am trecut aici, de la Nea Sergiu Costin, bine, Nea Sergiu Costin ar fi pe strada Reginei Maria, eu vă spun că ați ales repede. Nimic Tănase. Am spus strada Stadionului, pentru că e stadionul de fotbal, din care merge până la Stan Petrica. Da, e perfect. Astea sunt făcute de mine, așa... Și e foarte nimerită denumirea de strada asta. Putem acolo, profesorul... Aproape jumătate în stradă, ocupă pe la stadion. Mai avem strada Balastiere, care eu așa o văd denumirea, de aici, din DN11A. Până la ultima casă, până la barieră, strada Balastierii. Și aici am putea să ne ducem cu profesor Cruceanu, fiind și aproape de școală, de la Mitică Tănase, de la Gică Tănase. Dar dumneavoastră înțelegeți, spun Mitică Tănase, ca să înțelegeți. Ar merge și strada Trotușului mai degrabă decât Balastieră, domnul primar. La Matei George. Decât Balastieră, nu-i mai degrabă Trotușului. Când duce spre Trotuș, zic că e mai semnificativ și mai frumos decât Balastieră. Balastieră este sau nu este, dar Trotușul rămâne. Da. Acum modific. Strada
La sună. Trotușului. Altfel. Area o spune. Trotușului. Băi, bun. Și mai este această stradă pe care vedem Curceanu, această cale se va numi, strada asta v-a spus încă o dată pe facem noi, care duce de la Nea Mitică Tănase, eu spun prima casă, dar se știe că din partea cealaltă, și duce și pleacă până la până la Matei Georgian, inclusiv Boia și Tătărău. E o opusese strada Livezii. Da, nu e bine că să le vezi, e profesor Crucean. Da, e foarte bine. Deci, cu Coțofănești ne-am înțeles. Da, sper că n-am scăpat nimic. Profesor, deci, da. O să trecem la Bâlca, pentru că așa le-am. Și am spus așa, strada din DN11, până la Brigada Silnică, asta chiar e strada. Deci, pala, strada General Voitoianu. Voitoianu. Da. Deci, după care, în dreapta facem strada bisericii cu semicercul ăla care se închide până la fostul primar la Bofiu. Strada bisericii este normală de Bufiuresc. Strada, aici am spus, strada Pârâului, nu am găsit altă denumire, Alei Ardeleanu și până la punte, care pleacă în jos. Strada Taylor, de la Vice, de la magazin, până la Petrica. Roată. Nu până la Petrica, min, până la Butu. Până la Butu, inclusiv cu Păsla. La Luxa. Cosma, acolo, la Luxa. Nu. Aia nu-mi duc Arinilor. Aici, e OT, vine pe partea cealaltă, vine pe la primăriță. Da. Din coace am numit o strada Arinilor, de la Oancea, venind în jos, până la Petricanel. Pentru că e zona de Arin, zona de... Da, dumneavoastră aveți aia. Așa, strada lungă am numit-o eu într-un fel, că chiar e lungă, chiar dacă are mai multe, că nu am mai despărțit-o pe fiecare bucățel. De la școală, la Nicușorul Rară, făcând în dreapta, Aurel, până la Aurel Hozoi. Pe bandoale aia la Valea. Da, și pe la Aurel Hozoi, Gică, Hozoi, și Dallas-ul chiar am spus strada Dallas, spre sudul de aștia de noi. Da, e denumire nouă și e foarte bună. Da, așa știe toată lumea. Dacă nu vii numele la Petrol. Dacă aveți alte idei în ceea ce... Sau, știu eu, până trimitem noi hotărârea în 5 zile sau în 10. Da, va trebui să luăm avizul la Comisia Județeană. La Comisia Județeană, ai până. Nu, dar trebuie să trimitem hotărârea întâi, ca să o luăm avizul. În 5 zile, nu? Dacă aveți voi idee, eu îmbrățișăm cu toată dragostea, dar în ideea să fie un nume cu rezonanță și să aibă legătură cu strada respectivă. Acum am venit pe Borșani. Și aici știu că au fost niște oameni semnați și la Borșani. Nu știu contribuția familiei, acestei familii Rotescu. Nu i-am trecut, dacă știți cum luat, au contribuții deosebite, eu nu știu personal. Și am trecut strada Troiției, pentru că trebuie Troiția. Da. Strada Troiției, începând de la DN11A, până la Vasile Perjoi, la Perjoi, ultima casă, e nu-i Perjoi, cealaltă, pe dreapta, nu știu cum se numește. Să dăgeți la Calaia. Așa, băștii, cum se numește. De la Casa Blanca? De la, da. Nu nimic, e stradă principală. A Gării, cel mai lângă. Strada Gării, cum i-a zis tot. S-a auzit. Așa se spune. M-a fost doar. Și un Coțofănești. Da, da, nu poți să pui strada Gării la aia, că e strada Gării la Coțofănești. Dar el a zis Borșan, strada Gării. E pe Bârca, uite, că nici n-am trecut-o. Bravo, cum i-ați să aminte. Strada Gării, uitați. Am și uitat. Adică știam că așa de aia. Dar n-ai cum să pui la aia strada. Se zice în principal, se zice în Bârca. Da, strada Lovânia. Da, strada principală. Până mai gândi, eu am trecut strada Troiției, că aveți Troița asta la intrare aici, și zic să ne ducem până acolo, până la... Toți o știi de gândi. Da? Ne-am spus că dacă la Coțofănești, în aceeași comună. Comună, poate să fie în același... Sau diferit, poate să fie. Sau oricum să faci specificări. Deci, strada Gării.
uitați, nu mai trec strada Truiții, strada Gării. Iar cu partea cealaltă, dintotdeauna i-a zis după grădini, poți să-i zicem tot la fel. Exact, cu părânt, aveți răbdare. Așa i-a zis răbdare. Până la pe joi, până. Strada Bâlce, de la școală și până la Tiță Pântu. Aia noi. Strada Cantonului începe de la Condrea, se duce până la Brigada Silvică. Da, strada Cantonului. Păi aia, strada după grădini, ceea ce spun, începând de la Tice, de la Jean, nu de la Jean, da. Ăla, în partea de alta, și până după grădini, toate, până la Jaravete. Dar la Jaravete acolo facem un sens giratorul, să-i dăm numele lui. Du-te-le! Ascult, punem o eoliană. Îi punem eoliană acolo. Dacă mai era neagul, punea zăpadă. Așa, dacă nu mai e neagul, nu-i mai pune zăpadă. Așa. Mai era partea de sus. Strada Izlazului, am pus Mâncil, Plop, Jaravete, jos, unde te duci la sedii. Acolo, de exemplu, de la Zmâncilă până la Plop. Și să fie Plop, și partea cealaltă, lui Dor, da, până la Izlazului. Până la Neluțul Plop, da, acolo i-a zis întotdeauna dealul lungului. Deal la lungul. Partea asta la lungul. Nu i-a zis cartierul, i-a zis dealul. Păi nu, dealul lungul. Oia, pune mă, cu deal la lungul. Deci era... E de și Izlazului, da? Strada spre Lili Isac. Da, nu, vă spuneam acum și de aia. Nu prea sună bine, bebe. Da, 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 dealul lungul. Strada, eu am zis strada Izlazului sau... Eu zic că... Bebe de numire e mai plastică. Dacă nu are nume propriu... Da. Și mai avem o stradă la care chiar nu m-am gândit aici, începând de la Căminul Cultural până la Lili Isac, pe la Profesor, aici chiar nu m-am gândit cum se numească. Este și ăsta Pantofan, la cap. Stai, 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 nu stai că m-am mint, m-am așa. Mai e pe la Castel Lungu. Stai, așteptați, da, 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 așteptați. La Bibietul. Stai așa, stai, 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 stai. Da, alea nu mai intră la străzi. Strada unui străzi. Nu, dar care? Aia o avem, o reglăm. Stai, 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 cam aici, da. Sau la Boșan, mam. Am scris așa, strada Fundăturii, că se folosește. De la Bilă și până la Belei. E scurtă. Da. Aia pe stânga. Da, și pe mila bisterilor de jurat. Da, da, ar fi bine, adică să ne ducem pe ea dreapta și ieșim înapoi. În... Păi da, păi da, toată. Tot. Toată. Și ies în partea aia. Da, mai ieși Fundături. Și nu mai e Fundături. Da, e Fundături. Aia principală e Fundături. Cum îi ziceam ăla? Burlui. Nu Burlui. Peste drum de Burlui. Peste drum de Burlui, chiar în colț. Cine stăia acolo? Era unul... Ăla, este Giurgică? Lung, nu? Peste drum de Burlui, chiar în intersecție. Patrick. Patrick. În spatele domnului. Da, da. A, așa. Și strada asta de la Isar. Nu m-am gândit la un nume. Strada Prâurii a mai dat și în altă parte. Nu știu. Nu, nu știu cum să-i zic. Strada Parcului. Gândiți-vă la un nume. Strada Școlii. Strada Parcului. Transformator. E transformator de curent acolo. Putem spune strada Căminului. Strada Iubirii. Da, mai degrabă. Da, da, da. Căminului Cultural, că e Căminul. Strada Valea Mică. Poftim? Valea Mică. Strada Căminului. Și am terminat și cu Borșan. Și cu Bâlca. Bâlca v-am spus, nu? Da, da. A rămas Tămășoaia. La Tămășoaia e simplu că bună ziua. Strada principală. Duci pe ea ca... Ca pe coadă. Nu are decât o uliță, că duci la Fiorel la aia. Și acolo se va... Strada Cătunului. Izvoarelor, pune, deci așa. Uite, Izvoarelor, sună frumos. Foarte frumos. Strada Izvoarelor. Așa. Și Boștea de jos, unii nu mai vine Regina Maria, vine strada Palardului. Da. Boștea da. De jos. Dacă mai aveți ceva completări, eu zic că am prins toate comunele. Dacă o să mai fie ceva și o să ne mai ceară cei de la Ministerul Culturii, o să vă informăm și o să vă aducem la cunoștință despre ce este vorba. Acum, cu acestea fiind zise, punem numele de acord în ceea ce privește denumirea
noilor genumele străzilor din comună, o să dau citire proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii străzilor în comuna Cuțumeni, județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Cuțumeni, județul Bacău, în ședința din 28 aprilie 2017, văzând expunerea de motive a primarului Comunei Cuțumeni, având în vedere raportul înregistrat la numărul 2466, din 27.04.2017, a doamnei Ulevo Elena, responsabil de urbanism în aparatul de specialitate al primarului, având în vedere prevederea articolului 2, litera D, din ordonanța Guvernului numărul 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, în temeiul prevederilor articolul 36, alineat 5, din litera D, și articolul 45, din lege numărul 215/2001, legea administrației publică locală, cu modificările și completările ulterioare, propun la articolul 1. Se aprobă denumirea străzilor în comuna Cuțumeni, județul Bacău, potrivit anexei, care s-a făcut o anexă, făcută bineînțeles cum trebuie, la prezenta hotărâre ce face parte integrantă din aceasta. La articolul 2. Prin grijă secretarul comune, prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei, compartimentul de specialitate, aparatul specialitate al primarului, postului de poliție Cuțumenești, instanței judecătorești Onești, instanței judecătorești Bacău. Și, nu în ultimul rând, cred că va trebui să și pe tătărâre. La serviciul public de evidența persoanei. A, exact, da. Bravo. La serviciul public de evidența persoanei, pentru că atunci când se uită, duce un rom de ăsta și ne uită pe ce stradă. Adeverințele le dăm cu stradă. Și adeverințele le dăm cu stradă. Da. La Tănase. Așa, mă. Ii spuneți cum se spune. Dăm poștei. Era poșta înainte. Era la poște, bravo. Era poșta înainte. Era poște. Bravo. Era la poște. Da, e bine, bravo. E foarte bine. Am făcut-o singur și am scăpări, na. Am scăpări, foarte bine. Domnule președinte, dumneavoastră, cereți punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, pe care se puneți la dată. Cer aprobarea Comisiei. Comisia vizează favorabil în faza. Supunem la vot, dacă sunteți de acord. Bun. Trecem la punctul 2, ca să nu vă mai folosesc. Treci mai la ordine, la 2. La punctul 2. Punctul 2 este proiect de hotărâre privind aprobarea cu organigrame statul de funcție al aparatului specialitate al primarului Comunei Cuțumeni, județul Bacău. Au intervenit ceva modificări, știți că l-am avut și în... Acum câteva ședințe. Două ședințe, bravo. A fost chiar ședința trecută. Da, bravo, așa este. Expunerea motivului la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcție al aparatului specialitatea primarului Comunei Cuțumeni. Domnul consilier, prin proiectul de hotărâre propus de modificarea statului de funcție și al aparatului specialitatea primarului de comunează, la compartimentul poliției locale am propus transformarea postului de pasnic guard ocupat de domnul Butu Ioan Dănuț în referent funcție contractuală, acesta îndeplinind condițiile legale. Și o să vă explicăm după aia. La compartimentul agricol și cadastru funciar am propus radierea postului de Pajul Stilo, scrie aici. Este nevoie de supravegherea, e pasnic de pășune, probabil că așa se numește, vă rog scris greșit, pasnic de pășune, supravegherea contractanților pentru îndeplinirea condițiilor contractuale pentru creținerea pășunilor. Și foarte bine că am votat. În cazul ăsta va trebui să avem un pasnic de pășune pentru că avem fondurile financiare suficiente de a-l plăti din chiriile lor, din redevența care avem către noi, și va trebui să avem pasnic de pășune. Noi am avut înainte, acolo trebuie să plătim numai din la pășune. Așa, am avut chiar mulți oameni. S-au perindat. Având în vedere cele mai sus arătate, spun dezbatere de dumneavoastră. Acum, eu o să vă spun de ce este vorba numai de cele două chestiuni. Băiatul ăsta, Butu Dănuț, a făcut cursuri la Gheorghen 6 luni de zile, sau 3 luni de zile.
se încadrează pentru a crește în treaptă, în grad, la o funcție de, era pasnic guard în funcție de, spune aici, contractual, îndeplinit condițiile de. Deci tot polițist local, local. Polițist local. Și câștigă ceva la bani, da, câștigă ceva. Câștigă ceva. Dacă așa atribuții, poate să facă mai mult decât făcea până acum? Nu. Nu, ei, atâta ce pot face cei doi acum, de-aia am și împărțit unul cu școală și unul fără școală. Cel fără școală nu poate da amendă. Ați înțeles? Cel cu școală, da. De aia sunt doi. Exact. Butu-i cu Popescu și Ghidu-i cu Plop și Plop și Butu. Ei pot acum să oprească, de exemplu, să facă circulație pe plan local. Nici cei de la Națională nu pot. Niciodată. Numai la anumite... Și dacă este o mașină cu... Dau exemplu cu lemn sau cu lucernă. Numai la acțiuni și la sesizarea organelor superioare de Poliția Națională. Organizate. Ordine de serviciu. Mă gândeam că dacă au făcut cursurile astea, le mai dă și... V-am explicat și în atribuțiile poliției și v-am spus care sunt. Eu, de fapt, la urmă, la divers, vă spun că vreau să mergem 2-3, să purtăm o discuție cu domnul comisar șef, cu domnul aia, să ne mai duce și noi la dumneavoastră. Ca să nu zică după aia că vă chemăm la mare. Așa, chemăm la fiecare comisie câte un om, din fiecare partid. Să putem o discuție, pentru că există un grup care terorizează lumea. Aici, la noi? Da. Și e ajutat. Da, și eu cunosc situația asta, am chemat pe calci și trebuie discutat și trebuie văzut ce se poate face. Pentru că acum nu trebuie să mai chemăm, că nu avem polițiști. De bine, deloc avem polițiști. Dar, din păcate, rezultatul este... Același. Am avut mare așteptări de la polițiști ăștia care vin, dar, din păcate, rămân dezamăgit. Da. Și nu ca și un pretențios incurabil sau un pretențios. Vedeți și dumneavoastră că vreau la noi. Până nu vor fi acele patrule de noapte sau măcar din oră în oră, așa va fi. Așa este, da. Cu am eu am spus și atunci la întâlnirea cu Săboada. Să nu știu ce și la urmă să duce și... Deci la ora actuală a ajuns ca un grup de acolo din Rome, a ajuns să-i amenințe pe ăștia, deși frică să mai vină la fază de noapte. Și mi-i sparge geamurile, da? Și nu ia să vă sparge geamurile, da. Da, nu mă dumneavoastră, că descrie că singur. Care, ce să știm? Păi nici nu ies de asta spun că trebuie să mergem, să facem o vizită, să spunem că da, să putem spune că da, s-au mai îmbunătățit lucrurile, dar o perioadă de până au apărut acest grup care a început să tulburea în liniște acum. Dar apropo, ieri... Lăsăm la diversie, mai intrăm în amândouă. Și al doilea post este paznicul de pășune, eu v-am spus. Acum eu vă spun care e chestiunea. Cei doi, s-ar putea ca cei doi polițiști care nu au liceu, deci nu au liceu, nu au bacalaureat, au liceu început. Să nu îi accepte la școală. Deci fără școală nu se mai poate. Și fără liceu. A trebuit automat unul să-l bag paznic de pășune. Și să-i găsesc loc și la celălalt pâine. Nu o să mai modificăm urmărea, să mănânce o bucată de pâine. E greu. Ăla are probleme cu familia, cu copilul cu probleme. Ăsta la altă are probleme. Lui fiecare are nevoie de bucată de pâine. Și trebuie găsite soluțiile cele bune pentru... Da, dacă le dă voie aia, s-au inițiat deja în chestiunea asta și chiar, de exemplu, dacă eu nu vreau să evidențiez pe cineva anume. Dar dacă vreți să iau pe fiecare în parte, e așa. De exemplu, Butu ăsta e un tip foarte disciplinat și harnic și ascultător. Popescu se pricepe la toate și, și mai un pic mai... Iute, mai ațos. Așa. Ghitu e un fel de, cum să vă spun, să vă dau un exemplu. Un exemplu care nu mi-a plăcut. E ca un, ca un ceai care nu-ți face nici bine, dar nici rău. Pune-l pe acolo. Așa. Iar Sebi e băiatul la care aveam foarte multe așteptări și pretenții și din pentru care și facultatea. Aveam foarte multe așteptări și pretenții și la care nu se ridică la așteptările mele. În ceea ce privește activitatea la care
pe care o pot face. În primul rând, la avertismente, la, știți că am făcut acum curățenie la grupele astea de glume și am dat în primire și cu ei. Avertismente la oameni, nu l-am dat de prima dată, cu oameni necăjiți. Avertismente la oameni. Mai o amendă dacă nu înțelege. Mai o prevenire, mai cheamă și tu la post, la post, la primărie, când mă face cu mai să-i vorbim cu primarul, cu viceprimarul, cu jocul. Adică asta vreau de la implicare mai mare pe ce oameni la școală, cel puțin. Da, am spus eu, de handicapul și dezavantajul este că sunt locali. Dar poliția care e locală? Poftim? Poliția locală? Da, dar nu-mi surdu. Domnule, ascultați, eu o spun direct aici pe post. Aici s-audă, nu opriți nimic. Dacă eu aș fi șeful poliției să fie subordonați, îi schimbam din lună în lună. N-am nicio putere. Absolut niciuna. Nici dar ei nu prezintă un raport de activitate în fața șefilor. Că nu-l chem aici. În fața șefilor nu-l dau, dar la ei dă bine. Dă 38 aneuri, autor necunoscuți, dar le-au cercetat. O mai dăm 5 cu autor cu aneu, cu autorul cunoscuți. Adică și mai dă o situație care reală, dar ei nu dau toată situația reală din teren. Ceea ce nu știa zăpânăstea. Știți că au fost două accidente în braza comunei Coțofănești în timpul zăpezii. Acum, ultima zăpadă. Dom'le, nu le-a dat la aia autopată. A zis că ei, dacă era pe asfalt, dacă așa e în șans, nu poate să dea dovadă. În șans bune. În șans nu, bă, dar cum a ajuns să vă șans? Dom'le, nu pot. Se te duci la Onești, dovadă. Și-o pleca săracul omul ăla la Onești, cum așa n-a la șans. Dacă o spune legea așa, nu. Dar eu nu cred că spune legea așa ceva, nu cred. Nu e adevărat, problema este alta. Cum a ajuns el în șanță? Nu știu, nu drept. În momentul în care îmi spunea mie polițistul așa, eu sunam la 112 și... Păi aia e, poate intră în atribuțiunile poliției rutiere, bebe, să dea dovezi. Nu există, păi înseamnă că eu de ce? E obligat să fac. Că e accident rutier, nu este pagubă a autoturismului prin... A zis, dacă era spas. Dacă vreți la diverse șantier, intră pe net și vă spune pe net pe telefon. Cine are timp puteți intra. S-a luat atribuțiile poliției noastre către circulație. Nu mai faci nimic, nu mai e asta situație. Da. Circulația nu vine decât dacă e cu victimă. Asta. Și tot așa. Nu e așa. Dacă îmi vin pe bâlca ăștia de la centru de la Borzești și mă oprește pe mine atunci și patrulă. Atunci e patrulă. E cu totul altă treabă. Da. E patrulă de la ora cutare la ora cutare. Păi zona cutare. Deci aia e patrulă. Atunci ăștia nu-i oprește. Adică îl contest. Da, eu oprește. Eu am auzit că ar fi prins acum, de câțiva, fără permis pe bâlca, două, trei zile. Deci, colaborarea este, iar în continuare, foarte. Eu am spus, ne întâlnim în Bunea, am reușit o singură dată să vină în discuția. Se proastă. Din orgoliu, bănuiesc că din orgoliu. Încep în cerele, acum începem în inimă. Da, da, da. De fapt, chiar că vorbim singur. Așa, da. Avem, da. Avem, da. Văd că e... Sage? Da. George, încât ei nu vin la primărie, considerând că dacă vine la primărie, eu asta am spus și eu repede, considerând că se umilesc, vezi, doamne. Ei nu înțeleg că instituția primăriei, a Consiliului Local și poliția au o singură să fie liniște în comună și ordine. Ei nu înțeleg lucrul ăsta. Ei înțeleg colaborare. Asta, nu, colaborare. Exact. Colaborare. Da, în sfârșit. Eu de multe ori mi-am pus în cap. Primăria, Consiliul Local și Poliția sunt instituții care colaborează, așa e. Absolut, dar am spus și în ședința aia când a fost, când a fost domnul comisar șef de la Onești. Dom'le, eu n-am pretins niciodată că sunt șeful Poliției Naționale. Vrea dumnealor lunea, mă duc eu, dar nu mă cheam. Dar lunea am să mă duc eu peste ei, dar ușile nu sunt închise. Și n-am unii, sau la grad. Bă, nu vreți lunea? Miercurea, marța, joia, la sfârșit de săptămână. Ce s-a mai întâmplat? Păiești. Aici de când a plecat Radu ăla cu accidentul ăla mortal al lui, n-a mai fost niciun polițist ca lumea. Ba Costel s-a bătut, s-a bătea, ba cu Popescu, ba cu la voi, pe la Borceană ăla.
cu Costea Nicodim. Nicodim. Nicodim a fost adus aici la noi în disciplinar, ce să mai. Dar toți. Da, toți. E o problemă extrem de gravă. A venit doar Florinel, ăla parcă era balerin, ăla nu... Deci nu știa cum îl cheamă, domnule, scoateai bune. Nu, problema e grav. Ăla era paralel cu poliția, cum îmi zic, calea ferată. Și avem impresia că vorbim degeaba. Eu vorbesc aici de tot din mandatul. Da. Da, am dat de mult place, să mă oprim în Bacău. Haideți că pierdem timp după chestia mea. Haideți, domnul Bune. Proiectul de hotărâre o să... Dar ați citit. Am citit, de fapt. Comisia și votul. Comisia. Pe statul de funcție. Mi se aviză favorabil. Să pun la vot. În unanimitate. Să nu dacă în unanimitate nicio... Abținere. Propun punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimonial. Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău. Da. E proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale. Dumneavoastră știți foarte bine că noi o votăm în fiecare an. Nu vă mai citesc consiliul ăla. Știți că în cuantum, în funcție de număr de locuitori, de dat va intra în reflex. Ce vreau să vă spun doar atâta? Că e vorba de Adib aici? Da, da, da. Nu e Adisul. Adis. Ce vreau să vă spun? Eu ieri am fost la o ședință, domnul director a fost la Adib. În toată cealaltă. Și a venit și Adis. Și Adis. Dar după a venit acolo. Că eu m-am dus, m-a reprezentat acolo și a trecut primarul rezident. Noi de a veni acolo la ședință. Da. Nu era a trecut? Da, păi mi-a zis, ce pui la lumea să-i semnă? Eu am zis, da. Coțofănești. Am avut întâlnire la centrul de afaceri cu toți șefii de concentrate. Începând în ministerul ăsta... De trei ori, cu trei ministeri. De la învățământ, de la salubritate, de la ADIB, de la poliție, de la Direcția Sanitară Veterinară, de la DSP-ul, deci tot ce înseamnă șefii de concentratelor la nivel de județ. În care fiecare primar și-a spus păsurile și ofurile. Și vreau să spun, legat de ADIS, că despre asta era vorba, există o mare... mare nemulțumire între ADIS și domnul director, poate să vă spună mai multe că știe, între ADIS și Bacău, probabil toată țara, dar nu știu, unii s-au spus de aici, posibil că acest contract să explodeze, adică să nu mai existe. Domnul Benea, care a participat în calitate de parlament, senator de parlamentar, a spus că mai depindem de ei doar cu până fi cu celula 2, în drumul la celula 2, din care v-am explicat eu ședința asta. Problema e proastă așa, că deja oamenii de-abia s-au obișnuit să dea bunoaie și în momentul când ai rămas cu chestiunea asta, nu știu în ce vom intra, dar sper să se găsească o soluție care să... care să aibă continuitate ca și efect al strângerilor bunoaie. Se rezolvă problema. Eu zic că se va rezolva. Domnul director, dacă poate să-mi spună mai multe, eu asta vă spun. Nu vă spun ce am discutat despre învățământ, că am discutat altă dată, nu vă spun ce am s-a discutat despre DSV-ul, am discutat, nu m-am dus acolo să știți că a fost cu pași, știți, și cum acolo reclamații între cei care au închiriat pagi și eu mă așteptam la lucrul ăsta. N-am spus, nu m-am legat, sunt treburile noastre, până la urmă, care le reglăm și le spălăm aici. DSP-ul, acolo unde obținem cu greu autorizația, au fost și cei de la drumuri naționale și cei de la drumuri județene, iar tot ce înseamnă de concentrat, undeva de 14-15 direcții. Și fiecare ne-a spus, de exemplu, am spus că la drumul național, ca să-i un aviz, durează, în loc de 30 de zile, durează 9 luni de zile, un an de zile. Un an de zile îți expiră celelalte avize, care-s valabile un an de zile. Un exemplu, la bunea mai avut noi, nu mai trebuie studiu de impact, au redusei la circulație, cea, avize, nu știu ce. Că poți pierde finanțare. Absolut, absolut. N-ai avizele în regulă și acordurile și avizele în regulă, nu se primește dosarul. Absolut. Da, despre asta este vorba. Ce să... Asta e cotizația, nu v-a spus-o câte... 2000 de lei. O știți pe din afară. Domn președinte,
Comisia. Comisia a avizat favorabil. Supun la vot. Votăm unanimitate, nicio abținere. Foarte diverse. Deci la diverse. Da, vreau să rugăm pe lume, doamna. Dar rămâneți jos, că toată lumea asta vă duce. Știți, problema mea este spațiul ăsta comercial, care este pe numele cui este și am, din tranzacția de Sece Prodicona SRL Coțofănești, administrator unic Voicu Didina, faptul că s-a decis în luna lui octombrie 2008, dacă sunteți de acord vreodată să citești și eu procesul verbal care a fost în 2008. Ce procesul? La ce? Păi atunci s-a stabilit toți consilierii 10% impozitul pe clădire. Am plătit 10%, deci în octombrie s-a stabilit, domnul Ghebuș a spus în paranteză ceva, și am la ora actuală, după 9 ani de zile, cum să spun, o coadă de pește sau cum spun fetele de la taxe și impozite, am un impozit foarte mare care pe o parte din consilierii deranjează, domnul nu știu cum îl cheamă de la Borșani, nu mai știu care, chiar dacă am avut de plătit ceva în viața mea, nu mi le-a plătit nimeni, nici cămătari, nici X de la primărie, nici X de la CEC, nici dacă domnul Ghebuș și-a vândut o casă, cred că în momentul când și-a vândut-o, nu mai avea de plătit nimic, sau domnul, care să-l iau, Florin Voicu, sau oricine, nu mai avea niciun fel de datorie. Dacă a greșit cineva, eu cred că este cât de cât să plătească ce a greșit. Dacă domnul primar, știți că am văzut venit din ieri, sunt cetățean care știu sunteți bine primită, doamnă, de câte ori doriți dumneavoastră să se întâmple. Spațiul ăsta nu se va, eu chiar am pus un pariu, eu chiar nu credeam, că sunt cam toma necredinciosul când nu văd. Cum la Căiuț, cum la domnul Răuță, la Sascut, sunt, deci am văzut pe viu când cineva a vrut să facă ceva, că costă 2 lei, 5 lei, dacă mă gândesc bine, am o vie la Târgu Trotu și pot să vând o vie și așa la mișto toată lumea când a fost să cumperi. Toată lumea din familia mea a crezut că nu se poate. Am dat numărul lui fiică, mi-au venit acum ginerile, mi-au zis, mă las, nu domnule, este problema mea, este munca mea, să vedem un om așa care plătește taxe și impozite, în cât timp poate să rezolve o problemă, în 10, în 20, în 50, asta este. Ia să vedeți dumneavoastră cum puteți să mă ajutați. Punctul meu de vedere, o să vedem și față la impozite și taxe, dacă eu nu știu în stare să vă lămuresc pe dumneavoastră, dar să vă spun o chestiune pe care nu știu dacă domnii consilieri o știu. Doamne, dacă bine vă aduceți dumneavoastră aminte, dar o să iau cu punct, haideți ca să fie. Știu că ați spus că m-ați ajutat. Da, doamne, și o repet încă o dată. Vă repet încă o dată. Dar eu m-am ajutat pe dumneavoastră. Dar lăsați-mă, ați văzut că n-am intervenit când l-ați discutat. Dacă vreți să lămurim lucrurile, haideți să le respectăm. Peste tot. Peste tot, până la urmă, suntem oameni. Și avem, că avem idei diferite și opinii diferite, cu totul altceva și nici n-aș vrea ca toată lumea să aibă idei și opinii la fel. În ceea ce privește procesul verbal de octombrie 2008, din care ziceți dumneavoastră, cu siguranță vă punem la dispoziție. Prin legea 545 sau 544, legea accesului la liberă de informații, aveți dreptul. Punem acolo la dispoziție, vedem ce invocați dumneavoastră cu acel 10%. Dacă credeți, probabil credeți că nu e operat. Zic eu. Așa. Da. Ceea ce privește impozitele și taxe, fiecare cetățean al acestei țări este obligat să-și achite taxele și impozitele față de stat. Începând de la Vrădică și până la Opincă. Așa cum le plătesc și eu, fiecare trebuie să plătească. Inclusiv amenzi. Bun. N-am încurcat pe nimeni și nici nu vreau să încurc. Dacă am putut să ajut pe cineva, m-a ajutat. Dacă nu, cel puțin, nu l-am încurcat. Dar acum revin și vă readuc aminte că atunci când ați văzut spațiul, spațiul nu mai este al dumneavoastră. N-are importanță. Spațiul. N-are importanță. Bun, dar lăsați-mă să vă spun cum. Dumneavoastră atunci, doamnă, lăsați-mă să explic. Dacă nu, eu mă opresc și vă mulțumesc. Da.
în urma vânzării... Domnul consilier, și v-am mai spus, dumneiei, când a vândut spațiu, avea datorii la primăria Comunii Cuțurbunești. Restați. Datorii. La taxe și impozite. Între mine și dumneiei și fata de la impozite a existat o înțelegere. Vă dăm certificatul fiscal că nu aveți datorii, dar în momentul când primiți bani, veniți și vă achitați taxa. Ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum și tot invocă că îi înmulțim taxele, că fetele îi zice la taxe coadă de pește, n-am auzit chestiunea asta, la expresia asta la taxe și impozite și tot așa și o lungim. Doamne, eu am un dosar al dumneavoastră, l-am adunat exact în altul lucii la instanță, la parchet, așa e. Și am toate actele posibile și imposibile. Vreți să vi-l dau? Vi-l se recupere și vi-l dau. Și vă arăt că am dreptate pe el. Și îl dau la pus consiliere. Îl am în birou la mine. Uite și în 10 minute, dragul meu, dar trebuie răsfăit. Deci, ceea ce cereți dumneavoastră, de fapt, dumneavoastră nu ați cerut nimic. Din ce dumneavoastră ne-ați spus, că ați cerut, nu aveam noi treabă cu via dumneavoastră, cu eu vindeți, cu cumnatul, cu inginele, cu așa. Nu am treabă cu spațiul, cu căiuțul, ce a spus mai. Dumneavoastră nu ați cerut nimic, decât procesul verbal din 2000. Atât. Ați reținut altceva dumneavoastră? Nu. Solicitați altceva? E fals? Domnul consilier, a fost de față. Mai cere altceva, măi, Dina. Să vă ștergem datoriile sau ce? Încerc să-mi încurajez să spună și altceva. Păi eu nu las, domnule, vai de... Data de când am plătit... Am înțeles. Dar uite, domnul primar spune că ți-a făcut o concesie. Absolut. Și o recunoaște și dumneavoastră. Nu o recunoașteți? Domnul primar, poate acolo a fost greșit. Nu o recunoașteți? Nu recunosc, pentru când am cumpărat spațiul în 2000, am făcut actul de vânzare în 2004 și mă ducea de la CAFA la CAIAFA, domnul, de la ConsumCop, domnul Bogdan. Domnul Bogdan, să plătesc mașinile de cusut la dumneavoastră. Ce legătură are asta, doamne, cu ce discutăm? Deci din 2008 până în 2000, nu, din 2006, când mi-am cumpărat Skoda Octavia și până în 2000, o 9, 2 aprilie 2009, mi-am plătit taxele și impozitele la zi. Nici mașina nu e achitată, doamne. Doamne, nici mașina nu e achitată. Din 2006. Deci dacă venim aici, haideți să fim cinstiți, să fim onești. Deci eu am chitanță. Doamne, dumneavoastră îmi spuneți ce ați spus. Dar pe noi nu ne interesează. Pe mine personal, nu ne interesează ce problemă ați avut dumneavoastră cu domnul Bogdan. Nu știu, nu. Absolut, probabil nici poți zic local. Nici nu-l cunoaște. Pe domnul Bogdan, eu îl cunosc. Eu îl cunosc. Eu cred de la Bogdan. Cine nu interesează, să vă achitați taxele și impozitele la zi și ați recunoscut și mă interesează să recunoașteți încă o dată că ați zis că vă achitați în urma acea tranzacție pe care ați făcut-o la vânzarea din 2008. Despre asta e vorba. 2009. Aveați datorii, doamne, acum, doamne, domnul consilier. Cine vă interesează, dacă credeți? Domnule, noi nu avem nimic personal cu dumneavoastră. Eu personal nu am nimic. Mai departe și am răbdare. Dar tot ați mers și n-ați rezolvat nimic. Aici e problema. Bineînțeles, că vă pot să... Tot ați mers. Bine, și e dreptul dumneavoastră să mergi. E dreptul dumneavoastră. Ați reclamat la Curtea de Conturi, a venit Curtea de Conturi. A venit, cap. Ați reclamat la administrația financiară, a venit. Cine? Deci, pune mai bine, doar la președinție, la primul ministru și la Camera deputaților și asemenea. Eu vorbesc pe document. Vorba este vorbă. Bun, și de ce nu v-au dat dreptate, doamne? Deci chitanța, va da. Și va da dreptate. Doamne, trebuie să ne vină aici o hotărâre, spune, băi, ce-i de dacă ți-o fănești? Ia ștergeți voi, că femeia asta are dreptate, ștergeți-i de atunci. Timpul e rezolvat. Domnul primar, a mai plătit impozitul pe mașină din 2009 până astăzi? Eu nu știu exact de când, știu cum are datorii și l-a impus pe mașină. Mai aveți, doamna Egidina? Am și pe clădiri și... Doamna Egidina, mai aveți impozitul? Chemați-o pe fata asta, dar fără să facem ce. De când n-ați plătit impozitul pe scădiri? Nu, 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 dar stați să pune și un fapt de la impozitar. Nu, nu probleme. Eu mai fi... Doamna Titina, dar răspundeți-mi, vă rog, la următoarea întrebare. Ați mai plătit impozitul pe mașină? Eu nu discut impozitul pe mașină. Doamne, dar v-am rugat frumos să-mi răspundeți la o întrebare. Pe clădire. Și dacă nu l-am plătit, nu mi-l plătește domnul Ghebuș. Dar nu m-ați înțeles, doamnă. Hai să ne înțelegem. Fiind consilier local și conduc secția economică, am dreptul să vă întreb dacă v-ați plătit impozitul pe mașină. Da, dar dacă eu consider, deci da, nu? Eu consider că este o greșeală și dau la primărie, primăria îmi dă banii mie înapoi,
Poftim. Uitați de facilitățile guvernului. Nu plătește atâta timp cât consideră că este într-un oarecare... Bun, dar se vină cu hotărâre, neundeva. În 2006, de când s-a matriculat mașina, nu-i plătită nici măcar un minut. Deci niciodată n-a fost scoată. Și vine acum fata, nicio problemă. Doamnă, doamnă primar, vă rog... Doamnă, a zis că a plătit-o. În 2009, dacă eu am făcut o tranzacție din persoană juridică, persoană fizică, hai să ne înțelegem. Cine a greșit, plătește. Nu spune domnul primar, cât și dacă este o greșeală, vrea să o plătesc eu. Nu vreau la nimeni să... Doamna, acum, dumneavoastră mă acuzați pe mine că am făcut greșeli? Mă acuzați că am făcut greșeli? Eu știu cu ea că... Doamna, mă acuzați că am făcut greșeli? Eu așa consider, poate nu e adevărat. Doamne, dar deja ți-a făcut o acuză publică de față cu acuză. Spuneți-mi deci ce constă că și-a. Părerea mea că am o explicație, doamne, ce datorii figurează. Referitor la doamna Didina, chiar astăzi mi s-a întors am un dosar și eu, uitați dosarele, doamne. Prin care nu primește absolut niciun plic, vedeți, este înștiințare de plată. O refuzați. Deci refuză, nu, lipsă. Dar de ce mă, deci ea trece tu prin Mărășești 23? Eu nu așa dumneavoastră științare, acum aș semnați că ați primit-o. Da, mai am primit. Eu trăiesc în Hololuru. Lăsați că o dăm acum și semnați că ați primit. Așa. Așa. Ești culmea. Ai găsit soluția acum, după 9 ani de zile. Doamne, de adevăr, o fată asta... Dar eu am venit de 100 de ori la primit. Dar avem o științare de plată prin care dumneavoastră ați semnat personal că o primit. Am primit un exemplar. Voi cu Didin ați semnat și atât. Doamna... Deci, dumneavoastră ați înscris o mașină în anul 2006, care ați achitat-o doar în 2006. În 2009, începând din 2006, nu ați achitat nimic. 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Din 2006 până în 17, sunt 10, 11 ani. În 2009, dacă eu am făcut tranzacția, cum pot să fiu cu o datorie? Vă întreb, domnul... Tranzacția cu ce, doamne? Cu ce? Tranzacția cu mașina sau cu... Păi tranzacția ați făcut-o datorită înțelegerii care ați avut-o plătiți după ce faceți tranzacția. Domnul, stați! Stați un pic! Nu, stați în lemnă pe toată mașină. Dumneavoastră ați făcut tranzacția cu mașina sau cu spațiul de la mine? Și cu casa și cu mașina. Ați vândut o mașină? Nu mai e până mea nu e până mea luminează mașina? Hai, te rog, oprește. Tranzacția pentru apartament la care aveați datorii și la moment... Termen. Domnilor consilieri, pentru faptul că prin dispoziția mea a fost convocat la ședința ordinară de astăzi, 28 aprilie 2017, ținând cont că s-au impuizat toate subiectele, după ordinea de zi, ținând cont că am căzut de acord în ceea ce privește ordinea de zi și anumite și aproape toate lucrurile de zi. Vă mulțumesc pentru participare și vă așteptăm la următoarea ședință, care va fi ordinară sau extraordinară. Da, oricum, în luna martie. Luna asta nu mai e timpul. Mulțumim presei că a fost prezenți, prezent cu noi și vă doresc o zi bună. Toate cele bune.